Spectacolele din stagiunea Teatrului Național din București vor fi jucate pentru început în trei dintre sălile aflate în interiorul clădirii, sala mare, sala studio și sala pictura. După o jumătate de an în care au fost suspendate reprezentațiile din cauza pandemiei, spectacolul Noi infractori, după comedia de succes a scriitoarei Edna Mazia, regizat de Ion Caramitru, revine pe scena sălii marea teatrului. Până la finalul acestei luni, reprezentațiile în aer liber continuă la Amfiteatrul Teatrului Național București. Programul complet al spectacolelor de la Teatrul Național poate fi consultat pe TNB.ro, unde sunt publicate și regulile ce trebuie respectate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.